În primul rând, bine ați venit. Mulțumesc pentru participare și sper să vă placă. Sau, cum zice mai modern, bună dimineața la cafeluță. Prima prezentare nu va fi ceva tehnic. Vom discuta despre conferință. Între timp, voi urmări și mesajele sau Q&A-ul. Voi discuta pe parcurs și cum funcționează platforma, ce se poate face, ce nu se poate face și așa mai departe. Vom discuta astfel ca o introducere în conferință cu câteva detalii despre platformă și cum se poate folosi. Vom discuta despre concursul CTF, dar și despre comunitatea RST. O parte dintre voi sunteți obișnuiți și știți despre ce e vorba, dar pentru alții s-ar putea să fie ceva nou și sper să fie ceva util. Câte ceva despre mine. Sunt organizator RST Con și administrator RST Forums. RST vine, pentru cei care nu știu, de la Romania Security Team. Și a fost și este probabil cea mai mare comunitate de securitate IT din România. Din păcate, după cum vom discuta, numărul comunităților a scăzut. Ca job, lucrez ca principal penetration tester la UiPath. Lucrez deja de peste 4 ani. Și câte ceva în plus despre mine, am prezentat pe la DEFCON, la Black Hat Arsenal. Conferința Black Hat are și o divizie, să zicem, de tool-uri și aplicații. La DevCamp, desigur, OWASP, Besides Bucharest și o grămadă de alte conferințe mai mici. Am și un cont de Twitter pe care sunt relativ activ. Dacă aveți Twitter și vă sunteți pasionați sau interesați de lucruri tehnice, ce se mai întâmplă în nou domeniu, vă recomand să-mi dați follow. Nu prea fac junk posting, de fapt nu fac mai deloc. Și, în general, ceea ce fac este să dau retweet la tot felul de informații tehnice care apar. Urmăresc peste 3.000 de persoane și în principiu filtrez informațiile care ajung, astfel că s-ar putea să vă ajute dacă sunteți utilizatori de Twitter. Bun. Câteva detalii despre conferință. Conferința este, după cum bine știți, online, este gratuită și în limba română. Am încercat prin această conferință să aducem ceva românesc pentru toată lumea, pentru comunitate. Ce rugăminte avem la voi este să transmiteți mai departe despre conferință, să vorbiți cu colegii, cu prietenii, poate un post pe LinkedIn. Cu ocazia asta pot și eu să mulțumesc DevCamp și ANSSI pentru că ne-au ajutat cu spread-ul de informație despre conferință. Un lucru foarte important ar fi vizita pe site-ul oficial, rstcon.com. De ce spun asta? Dacă cumva apar probleme, fie cu link-urile de Zoom, fie cu problemă de conexiune la internet, ceea ce în cazul meu ar însemna ca Zoom-ul posibil să nu funcționeze cum trebuie și așa mai departe, intrați pe site-ul oficial rst.com pentru actualizări. Un alt lucru foarte important e faptul că această conferință se va desfășura pe 2 zile. Avem și azi și mâine. Din cauza unor limitări, Zoom nu permite astfel de evenimente, cel puțin nu în cadrul unui webinar. Are și alte tehnologii în spate, dar deși le-am încercat, nu mi s-au părut convenabile pentru asta. Deci intrați pe rst.com.com pentru a găsi și link-ul pentru a 2-a zi. Asta e singurul pe care trebuie să-l țineți cont. Link-ul de ziua de azi nu va mai funcționa. Bun. Câteva detalii despre platforma Zoom. Platforma Zoom, în primul rând, este un webinar. Cei care folosiți Zoom sunteți poate obișnuiți cu faptul că intrați în meeting-uri, vă auziți, vă vedeți și așa mai departe. În cazul de față nu trebuie să faceți nicio grijă, pentru că nici din greșeală nu puteți da start la cameră, nu puteți da start la microfon, nu o să vă auziți, puteți să stați liniștiți, nu se va întâmpla absolut nimic. Ca interacțiune sunt două funcționalități pe care vreau să le discut și anume faptul că aveți un chat pe care puteți adresa întrebări sau aveți o funcționalitate de Q&A, Questions and Answers. Chat-ul și Q&A-ul nu vor ajunge direct la toată lumea, ci vor ajunge doar la mine și la speakeri. Ceea ce înseamnă că și din greșeală, dacă scrieți ceva pe chat, nu o să apară la toată lumea și nu ar trebui să vă faceți griji nici cu platforma asta. Încă o funcționalitate pe care au folosit-o în trecut destul de puțini oameni, dar pe care poate ar vrea cineva să o folosească, este cea de Raise Hand. Și anume, după fiecare prezentare,
va exista posibilitatea să puneți întrebări. Puteți pune întrebări fie prin Q&A, fie prin chat, eu o să le urmăresc și o să ajut speakerii cu întrebările. Fie există funcționalitatea de raise hand. Raise hand sau ridicat mâna ca la școală, ceea ce ne face și pe noi să ne simțim cel puțin temporar tineri, ne va permite să vedem cine ridică mâna sus și vom putea să acordăm permisiuni de a vorbi. Asta înseamnă că dacă vreți să puneți o întrebare audio, să vorbiți efectiv, dacă e mai simplu așa pentru voi, puteți folosi această funcționalitate. Se mai întâmplă însă să dea oamenii click din greșeală, așa că va fi necesară o confirmare pentru a discuta, a pune întrebarea în mod audio. Recording-ul, prezentările vor fi înregistrate și vor fi disponibile pe canalul nostru de YouTube. Linkul este cel din prezentare. Dacă vreți să găsiți prezentările înregistrate de la celelalte conferințe, de la prima și a doua ediție, le puteți găsi pe YouTube. E mai simplu să căutați Resetecon și veți găsi playlist-uri cu ambele conferințe. Pentru discuții sunt mai multe posibilități. Noi folosim Discordul, anul acesta, am înțeles că este mai ușor de folosit decât Slack sau alte platforme și majoritatea au deja cont pe Discord. Pe pagina resetecon.com veți găsi un link de registrare pentru Discord, iar pe Discord sunt trei canale, unul de off-topic, unul de CTF, pentru concursul de CTF și unul referitor la conferință. Dacă vreți să discutați orice fel de subiect referitor la conferință, intrați pe canalul de Discord. Menționez de asemenea că pot să apară probleme tehnice, de exemplu cu screen sharing-ul, cu conexiunea la internet, cu link-urile de invite și așa mai departe. Am rugămintea ca în cazul în care nu merge ceva să ne spuneți fie pe chat, fie pe Q&A sau prin orice altă metodă. Un alt subiect important ar fi partea de feedback. Ca feedback, la final, după ce veți închide fereastra de Zoom, veți fi redirecționați probabil către o pagină web de pe Zoom în care aveți câteva întrebări. Și avem rugămintea să ne lăsați feedback, să ne spuneți cum a fost, ce am putea face mai bine și așa mai departe. Sunt doar câteva întrebări și n-ar trebui să dureze mai mult de câteva minute să fie completate și ne-ar ajuta pe viitor. Pentru cei mai noi care n-au participat la versiunile anterioare, de menționat faptul că nu este o conferință super formală, la care este ceva mai lejer, informal, discuții libere, fără să ne stresăm, stăm acasă la o cafeluță, urmărim o prezentare tehnică și așa mai departe. Bun. Referitor la prezentări, lista sau agenda conferinței o puteți găsi pe site oficial pe restecom.com/prezentări. De menționat este că fiecare prezentare are la dispoziție o oră, inclusiv întrebările, ceea ce ar trebui să fie mai mult decât de ajuns. De asemenea, cel mai adesea, prezentările nu au efectiv o oră. Pot să dureze mai puțin. Să presupunem că o prezentare durează 30 de minute, poate încă 5 minute de prezentare, de întrebări și așa mai departe. Asta înseamnă că rămâne un spațiu liber. Ei bine, ce trebuie reținut este faptul că prezentările încep la o oră fixă. Bine, plus 2 minute să revină lumea. Deci, dacă se termină o prezentare mai devreme, puteți să reveniți ulterior la următoarea oră fixă și veți prinde următoarea prezentare. Puteți să lăsați Zoom-ul să meargă în background, că nu se întâmplă nimic. Va fi și o pauză de masă de la ora 12 la 1, în care nu va fi nicio prezentare, dar în rest, până la ora 5 vor fi prezentări, iar noi voi ieși cu speakerii vineri seara la bere. Dar asta vom discuta intern. Despre concursul de CTF, de asemenea, vreau să acopăr câteva lucruri. În primul rând, pentru cei care nu sunt familiari, ce este CTF? CTF este Capture the Flag sau un concurs de, să zicem, de securitate IT, prin care persoanele pasionate de security pot să rezolve exerciții prin care să rezulte cel mai adesea ceea ce noi numim flag, adică un șir de caractere, cumva dovada că un exercițiu a fost rezolvat. Și există tot felul de exerciții, de web, de exemplu, să obții acces la o aplicație web, de binare, să găsești, de exemplu,
printr-o aplicație binară acel flag și așa mai departe. Fiecare dintre ele necesită anumite skill-uri tehnice și se rezolvă în diverse feluri. Portalul nostru pentru această platformă este disponibil la ctf.rstcon.com. Challenge-urile sunt deja pregătite, e posibil să mai apară câteva challenge-uri în zilele următoare. Concursul CTF se va desfășura în weekend, începând cu sâmbătă, de la 29 aprilie, de la ora 10 dimineața va începe și se va desfășura până duminică la ora 4. Doar în acest interval este deschis. Mă refer aici la faptul că doar în acest interval se va putea participa efectiv, însă exercițiile vor mai rămâne disponibile încă o perioadă, să zicem o săptămână, două după conferință, pentru cei care vor să își testeze skill-urile, să învețe mai multe și așa mai departe. Nu este ceva hardcore pentru pasionații de CTF. Exercițiile noi le încadrăm ca easy medium, cu variații de dificultate și au fost create de user de pe forum. Avem și canalul de Discord CTF pe care încercăm să-i ajutăm pe participanți în cazul în care apar probleme cu exercițiile, nu cu rezolvările. Ceea ce înseamnă că facem și noi tot ce e posibil să-i ajutăm. Sperăm să nu apară prea multe probleme, de obicei mai apar, mai ales la exercițiile online. Nu putem sta 24/7, dar încercăm să ajutăm pe cât de mult posibil. Concursul de CTF are și niște premii, premii în valoare de 7.500 de lei, în care au fost donați de către user de pe forum. Ce am încercat cu conferința e să o ținem de la comunitate pentru comunitate. Asta înseamnă că am evitat să obținem sponsorizări și așa mai departe și în principiu până acum ne-am descurcat. Sperăm să fie la fel de ok și pe viitor. Deci, pentru cei pasionați, vă așteptăm și la concursul de CTF. Încă un lucru pe care vreau să-l menționez este faptul că există un concurs CTF la nivel european, și anume se cheamă ECSC, European Cyber Security Challenge. Puteți găsi detalii despre el pe csc.eu. Echipa României a avut rezultate bune la acest concurs, în care concurează cu multe alte țări din Europa, dar nu numai din Europa. Site-ul oficial este rocsc.ro. Menționez că s-au deschis înregistrările pentru etapele de calificare. Sunt mai multe etape de calificare. Unul dintre ele ar fi Unbreakable, în care primii trei concurenți vor fi calificați automat în finală, iar ulterior va avea loc o altă etapă de calificare pe 26 și 27 mai. Finala va fi. Găsiți toate detaliile pe rocsc.ro în legătură cu timeline-ul exact. După finală, se va stabili un număr de juniori și seniori. Concursul CSC se bazează pe două categorii de participanți, juniori și seniori, juniori până în 20 de ani, seniori până în 25 și va trebui să se formeze o echipă pe baza rezultatelor CTF și echipa se va forma într-un bootcamp. Cu alte cuvinte, prin septembrie sau undeva în toamnă, câștigătorii de la finala RoCSC vor merge într-un bootcamp în care vor primi training și vor participa la diverse exerciții și pe baza acestui bootcamp se va stabili echipa care va reprezenta România. Este un bun început și multe persoane care lucrează în security și au început, să zicem, carierele și pasiunea pentru security participând la astfel de concursuri CTF. Dacă sunteți interesați de participarea de a învăța mai multe, de a rezolva exerciții, de a afla mai multe, vă recomand cu drag platforma Unbreakable.ro, în care puteți găsi o grămadă de exerciții, este gratuit, puteți face exerciții de acolo și să învățați și să vă dezvoltați skill-urile tehnice. Încă ceva referitor la ECSC, echipa României are nevoie cumva de susținere. Susținerea poate să fie atât din punct de vedere tehnic, cu exerciții
tehnice, cât și cu sponsorizări. Astfel, dacă, nu știu, lucrați la o companie care ar putea să ajute financiar echipa României, financiar mă refer în faptul că finala se va desfășura în Norvegia și pentru asta sunt niște costuri, și anume transferul cu avionul al participanților până în Norvegia, cazarea și așa mai departe, sunt niște costuri și dacă compania la care lucrați poate ajuta cu asta, ar fi ideal. Dacă e cazul și se poate ajuta cu ceva, puteți lua legătura cu mine și vă pun în contact cu persoana care se ocupă de acest lucru. Eu doar promovez și încercăm și noi să ajutăm pe cât posibil. Despre comunitatea RST, o bună parte dintre voi sunteți probabil familiari. Este de fapt un forum. Din păcate, nu mai e atât de activ ca în trecut. În trecut era foarte activ. De fapt, în general, toate forumurile au cam fost închise. În trecut era o grămadă de forumuri de security foarte active, de pe care se puteau învăța foarte multe lucruri. Altfel spus, când cineva descoperea o tehnică nouă, nu știu, de a exploata un SQL injection, de a face cine știe ce activitate, de a obține cumva acces, mai mult sau mai puțin legal în trecut, intra pe unul dintre astfel de forumuri și publica acolo detalii. Exista o grămadă de interacțiuni, exista o grămadă de persoane pasionate și totul mergea foarte bine. În trecut, și nu știu de ce, activitatea a scăzut foarte mult pe toate aceste forumuri și majoritatea au fost închise. Din păcate, cele care au rămas nu sunt tocmai la nivelul la care erau cele care s-au închis, pe care chiar se postau articole tehnice scrise de către useri. În trecut au rămas tot felul de porcării, dar noi încercăm să păstrăm activitatea cât se poate pe forum. Forumul este disponibil la adresa pe care o puteți vedea acolo, resteforums.com. Deși nu este foarte activ, sunt destul de mulți useri printre noi. Noi intrăm destul de des pe acolo, eu de exemplu intru zilnic. Dacă aveți vreo întrebare, puteți intra, puteți crea un topic, puteți să-i ajutați. Ce vrem să promovăm este information sharing-ul între useri, ceea ce a scăzut destul de mult. Mai există acolo și proiecte, adică aplicații făcute de către noi, mai există și tutoriale scrise de noi și așa mai departe. O discuție relevantă referitor la comunitatea noastră era referitoare la userii buni și userii răi, să zicem. Există persoane tehnice și persoane care intră acolo mai mult pentru Caterinca. Noi încercăm să-l păstrăm cât mai curat, dar na, încercăm și să lăsăm un limbaj liber, cu alte cuvinte, nu suntem ceva super strict la care intră numai corporatiști și care vorbesc numai în termeni în romgleză sau mai știu eu cum. Este un forum cu discuții libere, discuții tehnice, în care puteți primi ajutor sau, de ce nu, puteți și să-i ajutați pe alții. Să nu uităm toți de unde am plecat și noi. O bună parte dintre noi au plecat de pe acest forum. Câteva dorințe. Relevant este faptul și că zilele trecute pe forum cineva a întrebat același lucru, și anume mi-ar plăcea să văd mai multă colaborare între persoane, să se discute mai mult. Nu știu ce se întâmplă. În trecut ne-am cunoscut foarte multe persoane, astfel ne-am ajutat unii pe alții. Se pare că, sau cel puțin eu așa văd lucrurile, poate nu sunt încă, nu mai sunt așa mult în legătură cu comunitatea sau poate s-a format pe altundeva o altfel de comunitate, nu știu, dar se pare că sintagma de give something back to the community nu prea mai e activă. Probabil s-au mai schimbat puțin lucrurile și acest give something back to the community s-a mutat din a intra pe o comunitate și a ajuta pe membri în tot felul de alte metode. Dar eu nu o mai văd la fel de strânsă ca în trecut și mi-ar plăcea să se facă ceva în privința asta. Plecăm de la ideea că întotdeauna în domeniul nostru, fie că este security, fie că este doar IT, avem probabil nevoie de ajutor din când în când. Ne lovim de o problemă care nu știm să o rezolvăm și ce facem? Căutăm ajutor pe diverse canale. De cele mai multe ori îl găsim sau ne ajută cineva, rezolvăm problema, avem nevoie de o aplicație, o găsim, de un proiect open source și așa mai departe, dar uităm să oferim ceva înapoi. Faptul că suntem ajutați ne ajută, dar noi nu ajutăm cu nimic înapoi comunitate.
Și aici mă includ și pe mine, pentru că în ultimii ani nici eu n-am mai avut la fel de mult timp și îi înțeleg și pe cei care, din generația mea, care, nu știu, am îmbătrânit, avem familii, avem copii și normal nu mai avem timp pentru așa ceva, dar o parte dintre noi încercăm să ajutăm cât mai mult pe partea asta și să-i susținem, în principal pe cei tineri care sunt la început de drum. Încercăm să-i ajutăm să nu ia pe căi greșite. Partea cu security-ul poate să are două arii, să zicem, cea white hat și cea black hat, în care se pot face și lucruri rele, dar oricum în ziua de azi nu prea mai merită să faci lucruri nasoale, pentru că se câștigă foarte bine și ai tot ce ți-ai putea dori făcând lucruri bune, să zicem, fără să recurgi la tot felul de mânării. Mi-ar plăcea să văd și mai mult research românesc. Asta se întreba și un alt utilizator de pe forum. În trecut mai erau tot felul de tutoriale scrise de români, erau tot felul de aplicații open source, de proiecte, prezentări pe la conferințe și așa mai departe. Cu alte cuvinte, se făcea research. Nu știu ce se întâmplă în ultima perioadă, dar nu prea mai văzut research venit de la români, inclusiv pe la conferințe internaționale, foarte puțini români, de exemplu Ionuș Cernica a prezentat la DEFCON, dar în rest foarte puțină implicare din partea românilor. Se tot spune că, vai, noi românii suntem, rupem pe IT, ce tari suntem și așa mai departe, dar nu știu cât de mult e adevărat asta, în sensul că într-adevăr, suntem mulți care lucrăm în IT, se câștigă bine, dar nu ne facem cumva recunoscuți prin nimic. Eu voi vorbi, nu știu cum stau lucrurile pe partea de programare sau alte domenii, alte subdomenii din IT, dar pe partea de security nu s-a văzut mare lucru sau nu se vede mare lucru decât în anumite situații. Încă suntem bine, de exemplu, pe bug bounty, sunt câteva persoane foarte bune, dar în rest și la CTF. Dar în rest, pe partea de a oferi ceva comunității, de a face, a scrie, nu știu, niște articole, a face research pe ceva domenii, de a publica un tool open source care face cine știe ce în domeniul InfoSec și așa mai departe, mi se pare că nu stăm deloc bine. Ce ar putea ajuta aici? Simplu, companiile. Sunt mai multe metode prin care ar putea să susțină persoanele. Eu sunt de părere că sunt destul de multe persoane cărora le-ar plăcea partea de research, sau să scrie un tool, sau să facă ceva pentru comunitate, de exemplu să scrie blog posturi tehnice, încă se face asta, sunt foarte multe companii, de fapt, în general, tot research-ul, nu, poate nu tot, dar cea mai mare parte din research-ul care ajunge la noi și ce se întâmplă în domeniul security vine cumva de la angajații unor companii. Fie aceștia descoperă ceva în munca de zi cu zi, fie aceștia sunt susținuți de către companii, ceva de genul, uite, ai 2 zile la dispoziție pe lună în care să faci research pe un subiect, în la care să lucrezi la un proiect open source, la care să facem ceva atât pentru comunitate cât și pentru noi. Cu ce ajută asta? Ajută companiile, din punctul meu de vedere, foarte mult partea de, să zicem, security branding. Nu știu dacă există terminologia asta, dar ideea e că e foarte important, din punctul meu de vedere, ca o companie să se facă remarcată prin faptul că face cercetare pe partea de security, că se implică, că lucrează la proiecte și că ajută cumva comunitatea. Măcar atâta s-ar putea face dacă companiile ar putea susține angajații pasionați de domeniu să facă astfel de lucruri, ar avea două lucruri pozitive, referitoare la partea de branding, cel puțin. Și brandingul ăsta personal se referă atât pentru companie, cât și pentru userii care fac acest research. Și e foarte important din punctul meu de vedere. Prin acest branding, adică prin articole tehnice, prin aplicații open source sau prin prezentări la conferințe, dacă o companie susține angajații să facă astfel de lucruri, compania va fi cumva mult mai ușor remarcată, oamenii vor afla de ea, vor ști că este implicată în domeniul security și în prezent security-ul este un domeniu destul de important, mult mai important ca în trecut în care era ceva opțional, veți vedea keyword-ul security inclusiv la prezentări non-tehnice. Și din punctul meu de vedere, astfel de acțiuni vor ajuta mult companiile pe partea de branding referitor la security să fie mai bine văzute. Și un alt aspect îl reprezintă faptul că dacă o persoană este interesată să fie să scrie un articol tehnic pentru companie, poate nu în timpul liber, pentru că lucrând 8 ore pe zi e dificil să mai faci ceva în timpul liber tot pe partea asta,
Dar pe timpul companiei, dacă compania îl susține, fie să-i dea 2-3 zile să lucreze la un research, publice un articol tehnic, fie să lucreze la o aplicație open source, fie să pregătească o prezentare pentru o conferință. Într-un final, toate aceste lucruri se vor aduna, să zicem, în CV-ul persoanei respective. Și când te vei întâlni cu cineva, dacă ești pasionat de și ai făcut research pe partea asta, va fi mult mai ușor fie să-ți găsești un alt job, fie să ai intrări la anumite persoane sau anumite companii, fie să primești suport și așa mai departe. Eu zic că e destul de util. Astfel, ca dorință, mi-ar plăcea să văd, nu știu, mai multe proiecte open source, mai multe tutoriale, mai multe discuții tehnice, mai multe colaborare și așa mai departe, și lucruri venite de la români. În limba engleză, desigur, și asta e motivul pentru care organizăm conferința limba română. Puteți găsi tot felul de proiecte, de tutoriale, de articole și așa mai departe, fie susținute de companii, fie de către persoane care sunt pasionate și vor să facă ceva pentru comunitate, dar mi-ar plăcea să văd mai mult din lucrurile astea și de la români, și RSTCon este încercarea noastră de a ajuta în acest domeniu. Din păcate, tot așa din punctul meu de vedere, nu vorbesc în general, eu doar îmi exprim punctul de vedere, din ce în ce mai puține persoane văd security-ul ca o pasiune, adică cum suntem noi de la 15 ani și au trecut ceva ani de atunci, ne place subiectul, veneam de la școală și încercam să învățăm câte ceva, mai citeam o carte, mai citeam un tutorial, mai încercam să exploatăm ceva, mai încercam să înțelegem cum funcționează o vulnerabilitate și așa mai departe, inclusiv după ce ne-am angajat, făceam asta în continuare. Am impresia că se mută, cum era probabil cu și cu programarea în trecut, se mută dinspre partea de pasiune, înspre partea de 9-to-5 job, și anume faptul că da, este un job ca oricare altul, ca și programarea, ca și orice altceva, nu trebuie neapărat să-mi placă, dar se câștigă bine, este cumva mai interesant poate decât programarea și așa mai departe. Din păcate, numărul de astfel de persoane pentru care chiar s-ar putea spune că acest domeniu este o pasiune, este din ce în ce mai mic. Sper să crească. Niște rezultate bune și ceea ce a adus destul de multe persoane în domeniul reprezintă Politehnica. Politehnica prin Security Summer of School și prin persoane de acolo, de exemplu, a adus pe această cale destul de multe persoane, cel puțin în trecut, în prezent nu mai știu cât de multă activitate, dar încă se ocupă de asta și fac o treabă bună. Sunt și alte universități care s-au implicat în domeniu, colaborări cu diverse companii au ajutat de asemenea, dar sper ca din ce în ce mai multe persoane să afle despre domeniul nostru, să fie implicate, pentru că până la urmă au toate motivele. Este ceva interesant, ar trebui să placă tuturor, este mai interesant poate din punctul meu de vedere decât programarea sau alte activități. Și în afară de asta, nu doar că se câștigă bine, dar există o cerere destul de mare. Am văzut tot felul de articole în care se spune că lipsesc sute de mii, milioane de security researcher și așa mai departe la nivel mondial. Ceea ce înseamnă că este un domeniu care se va căuta, deși în trecut era ceva opțional pe care firmele, doar cele interesate de domeniu, angajau. Câteva planuri de viitor. După cum ziceam, RSTCon este tentativa noastră de a ajuta comunitatea, de a face knowledge sharing, de a ajuta poate tinerii din ziua de azi să se orienteze spre domeniu, să vadă dacă le place sau nu, să înțeleagă. Încercăm și noi să ajutăm cât se poate de bine. De asemenea, de ce nu, poate vă ajutăm și alte persoane din domeniul IT care nu neapărat sunt pe security sau știu foarte multe despre domeniu, dar le ajutăm să poate să se reorienteze, să nu, de fapt, nici măcar nu e necesar să se reorienteze. Important e să înțeleagă faptul că, deși nu lucrează pe security, acest domeniu nu este cumva izolat. De exemplu, să presupunem că cineva lucrează pe programare, partea de security deja nu prea mai e opțională și se cam lovesc de ea. Cu alte cuvinte, trebuie să înțeleagă fie vulnerabilități, fie cum pot fi exploatate de către un atacator și așa mai departe. Este ceva de care se lovesc în viața de zi cu zi, fie pentru compliance, fie pentru
rezultatele unui raport de pentest pe care îl face, fac niște persoane pasionate, sper eu, de domeniu și așa mai departe. Se întrepătrund domeniile noastre și este ceva cu care toată lumea ar trebui să fie familiară. Dacă totul merge bine și sper ca și la anul să avem timp să ne ocupăm de asta, sper că ne vom revedea la Restecon versiunea 4. Cel mai probabil, desigur, tot online, tot gratuit, tot în limba română, sper că tot pe 2 zile, cu un concurs CTF pe 2 zile și mai departe. Ce mi-ar plăcea însă ar fi să văd mai multă implicare, atât mai multe persoane dornice să prezinte, mai multe persoane care să ajute concursul de CTF și așa mai departe. Și desigur, mai mulți participanți, unde puteți să ne ajutați făcând share la detalii despre conferință și poate mai multe persoane vor fi implicate. Între timp ne veți găsi întotdeauna pe forum. Forumul Reste Forums este întotdeauna deschis. Puteți intra oricând la orice oră acolo, puteți pune întrebări, puteți lua legătura cu noi. Încercăm să vă ajutăm pe cât posibil. De asemenea, mulțumesc speakerilor și celor care ne-au ajutat cu exercițiile pentru CTF. Durează ceva pregătirea unor exerciții pentru CTF. De asta par puțin zombie, m-am culcat la ora 4 ca să lucrez, ca să termin 2 dintre exerciții, dar avem deja un număr frumos de challenge-uri care îi așteaptă pe pasionații de CTF în weekend. Mulțumesc pentru participare, vă doresc vizionare plăcută, sper să vă placă, iar dacă aveți întrebări pe parcursul conferinței sau după conferință, puteți trimite un e-mail la adresa contact@restecon.com și vom încerca să răspundem cât mai rapid. Iar dacă aveți întrebări acum referitoare la conferință sau vreți să știți mai multe sau aveți întrebări la referitor la ceea ce am discutat, aștept fie pe chat, fie pe Q&A întrebările voastre.